Aș dori, dragii mei, să vă povestesc despre o prietenie care s-a cam subțiat, s-a cam diluat, o prietenie. Eram, știu eu, 1981, 82, 83, eram în Tulcea, în Dobrogea. Și n-aveam mașină, mergeam pe jos. Odată am mers prin iarnă, prin zăpadă mare, 22 de kilometri. Și am putut. Eu zic că nu se mai poate, putem atât de mult. Bine, era o zi normală și undeva fac cu mâna la ea mă nene, un om de treabă, hai, urcă! Sigur că am urcat și eu vesel, am urcat. Și din vorbă în vorbă, ce, unde mergi acolo, ești credincios. Am și o Biblie, am. Bravo, zic eu. Și ea deschide torpedoul. Deschid torpedoul și o Biblie cu scoarță de plastic roșii, de-aia cum era odată, plină de praf. Și eu zic, îmi place, dar mai, n-am vrut să pun mâna, că mă murdăream, dar mai citești? E, cum să citesc când conduc, nu? Gândește și mă atac, să conduci, să citești, nu merge. Dar am Biblia aici și știu că Dumnezeu e cu mine. Vă place povestea? E o prietenie care a existat între noi și Biblie. Veneau oamenii cu Biblia la adunare. Când se spunea un text, se auzeau pagini foșnind, un cântec atât de frumos, parcă e șoapta Duhului. Acum avem Biblia pe perete, avem Biblia pe ecran, Biblia pe telefon, pe plasmă, și nu e același lucru. Pentru că Biblia e prietenul tău. Eu am trecut aici niște date, niște sublinieri care mi-au vorbit, chiar niște semnale că am avut o experiență aici. Biblia ta, o mai citești? Cât de aproape ești de ea? Vă spun, un creștin nu poate fi creștin decât dacă se întâlnește zilnic cu Biblia. Și nu așa, hai, citește textul. Hai că e târziu, doar textul, nu citim restul, doar textul. Dragii mei, în după amiaza aceasta nu avem predică. V-am făcut doar o introducere vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, care este o mină nesfârșită de bogăție, de aur, de informație, de cunoștință, de apropiere de Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin Cuvânt. Și pentru astăzi am hotărât să avem dezbateri legate de Biblie sau legate de viața dumneavoastră în lumea asta. Să știți că nu-i destul doar să citești Biblia și să o înțelegi tu, ci trebuie să fii în stare să răspunzi întrebărilor altora în materie de credință. Și oamenii au mii de întrebări. Depinde din ce mediu vin, depinde cu ce se frământă. Și îți spune unul, da, de unde, dacă Dumnezeu e bun, de ce e răul pe pământ? Ce răspunzi? Unul a întrebat și chiar vreau să vă întreb pe tineri, pentru că pentru ei am venit azi. Universul e infinit sau finit? E finit sau infinit? Ce ziceți? Ce răspunzi? Că trebuie să ai un răspuns. Și sunt întrebări încuietoare în care știu să te prindă și mă să râdă de tine. Cum e cu creațiunea? A fost sau nu a fost Big Bang? Sau e Big Bang? Ce știi? Nu-i destul să fii bun profesionist dacă ești creștin, ești mai întâi creștin și apoi profesionist. Pentru că provoci lumea care nu crede. Întrebări din sală. Întrebări. Vă rog, veniți, dacă nu, mai cântăm două cântări și plecăm. S-a încheiat sabatul. Sunt hotărât, să știți. Nu sunt întrebări? O soră, numai puțin, alte mâini. Două mâini, la trei, după aia trei.
Sper să fie întrebări care să fie de interes amplu, de interes comun, general. Sora, întrebarea dumneavoastră. Nu se aude, puțin mai tare. Stați, vine microfonul, bravo. Nenea Eugenie la datorie. Eu mă leg un pic de o afirmație pe care ați făcut-o dimineață și de un domeniu care pentru mine are multe umbre, multe zone întunecate. E drept că nici nu m-am preocupat foarte mult, cumva și gândindu-mă că e mai bine să n-ai o preocupare vis-a-vis de domeniul respectiv. Ați făcut afirmația că ați fost în situația de a fi în prezența unor persoane care erau sub influența puternică a celui rău și cumva întrebarea ar fi... Foarte bună întrebare. Există o delimitare sau putem să ne dăm seama dacă o persoană este sub influența duhurilor întunericului sau are niște probleme de ordin neuropsihic? Vă mulțumesc. Numele mic. Jenny Panait. Eugenia, Jenny. Jenny. Mulțumesc, sora Jenny. Ați pus o întrebare foarte, foarte utilă. O să vă ia imediat, fratele Eugen, microfonul. Dânsul este alergător în seara asta. Și să știți că asta îl ține tânăr. Mulțumesc. Dragii mei, din câte am mai înțeles eu, există trei tipuri de raporturi pe care celălalt le are cu noi. Este ispita. Și există uneori ispite foarte, foarte puternice. Foarte puternice. Că zic foarte, apoi să știți că sunt foarte. Am trăit eu așa ceva. Și mi-am dat seama că sunt la limite și am zis, Doamne, ține-mă, vreau să stau cu Tine. Și m-a scăpat, slavă Lui. Dacă aș avea timp, dar ar dura vreo 20 de minute și vă iau vă fur, aș povesti și în respectiva situație. Deci, prima este ispitirea. Și el știe când ești dezechilibrat, atunci te împinge. Atenție! Ilie, când a fost obosit, epuizat, atunci l-a împins. Vă amintiți când a fugit de o amenințare gratuită? Zicea Izabela, să mă pedepsească zeii dacă mâine, la ora asta, stai puțin, de ce nu azi? De ce nu azi? Că dacă chiar avea de gând, acum îl omora. Ar dacă n-are putere, n-avea mijloace, mâine, la ora asta. Vă dați seama că este o slăbiciune totală. Bine, cred că am făcut ceva și... Bun, mai departe. Și-a fugit. Deci, ispitirea. Doi, sub influența. E a doua, când efectiv el te influențează și simți că faci lucruri pe care n-ai vrea să le faci, ești sub influența lui. Și trei, posedarea. Toți avem treabă cu unul. La al doilea e pericol. La al treilea, nu mai scap decât Hristos te scapă. Dacă veți urmări cele 8 episoade, paranormalul și Biblia, în ultimul, unde vorbesc de Richard Gallagher, acel psihiatru renumit, e profesor și la New York State University și la Columbia University, deci un tip foarte mare. Și este, omul a studiat 22 de ani fenomenul, plecând de la o întâmplare când într-o dimineață, o să vedeți, povestesc istoria, merită să vă îmbogățiți cu Hope Discovery. Și îmi pare rău dacă alții știu și noi adventiștii care trebuie să fim poștași și să dăm mai departe, nu știm și nu le dăm. Pentru alții, sunt pentru noi. Și spuneam că Richard, într-o dimineață, încă era 8 de dimineață, bate cineva la poartă, la poarta lui doctorului. La ora asta nu caută nimeni, mai ales că noaptea aceea a fost o situație uluitoare, și anume... Pe
pisicile care erau cu minți, aveau două pisici, erau totdeauna împreună, s-au bătut ca demonii. Și spui că de la ora 1 noaptea până la 3 n-au putut dormi, până nu le-au separat, că altfel se mâncau, se sfâșiau. Ce e asta, domnule? Și dimineața următoare bate la ușă, era parohul catolic, preotul catolic, cu o duduie îmbrăcată în negru, tinerică, până în 40. Zice, iertați-mă că vă deranjez, dar dânsa pretinde că este posedată de diavol. Și înainte de a merge să facă exorcizarea, că era la cineva, aș vrea să vorbiți întâi cu ea, să vedeți dacă e o boală psihică sau este demonizare. Dar femeia se uită la Gallagher și spune, te-ai distrat azi, v-ați distrat azi noapte? A fost distracție mare? Și a spus, dar de unde știe ce s-a întâmplat în dormitorul meu? Era una din personajele spiritiste care vrea să scape de demon, dar nu vrea de fapt. Era și nu, mă rog, confuz. Și el de acolo pleacă într-o serie lungă de 22 de ani de urmărire și el spune, există nu fantezii, demoni, ființe extraterestre în zona noastră care operează uluitor. Am văzut levitație, am văzut fenomene paranormale și ori de câte ori se invoca numele lui Dumnezeu, atunci exploda numele lui Iisus. Ce pot să spun eu? Există două școli de psihiatrie. Una mecanicistă, materialistă, care e în România și există în toată lumea. Auzi voci, da, trebuie să-ți dau niște surdine, demfăre, ca să nu le mai auzi. Și atunci devii o legumă, nu mai auzi nici voci, dar nici pe mama. Nici... Deci te-a scos din uz. Și atunci nu mai ai fenomene. Asta este școala mecanicistă, materialistă și școala creștină, care știți ce spune? Cred că există probleme de natură biochimică, de deranjamente neuropsihiatrice, cred că există, dar întotdeauna când apare o slăbiciune, intervine și diavolul. Nu există boală sau deranjament în care să nu fie afectat, amestecat și vrăjmașul. De aceea trebuie să lucrăm pe două laturi, nu doar pe una. Înțelegeți? Deci ori de câte ori apare așa ceva, trebuie abordat pe ambele laturi. Punctul 2. Am o lucrare a unui doctorant de la Andrews University care vorbește despre porunca pe care Dumnezeu a dat-o ucenicilor, nu pastorilor, noi toți suntem ucenici, de a scoate demoni. Și omul e din Nigeria sau Ghana și spune, acolo situația este vizibilă, nu ca aici. Aici, în zona europeană, diavolul vrea să fie incognito, anonimus. Pentru că atunci când nu știi că e pe capul tău, tu zici că ești doar tu cu Dumnezeu și te-a păcălit. Acolo se dă pe față. Și el povestește... Numai puțin. Am pierdut linia gândul. Da. Mulțumesc, domnului. El spune că la baza oricărei demonizări, deci ultima fază, sau influențe, se află păcatul. Ceea ce înseamnă că, de fapt, problemele psihologice sau psihiatrice sunt doar proiecția problemelor spirituale. Și că nimic nu se rezolvă umblând aici, la efecte, ci se umblă la cauză. Iar cauza e spirituală. Iar cei care sunt în psihiatria mecanicistă, care se uită doar la efecte și tratează doar cum ar veni bubele și nu boala care face bubele pe față, îi tratează simptomatologic, nu etiologic. Și aceasta este o limită gravă. Am vorbit cu psihiatri, am vorbit cu unii care au fost la psihiatrie, am vorbit cu personalități. Un doctor în științe care a fost diagnosticat tânăr cu bipolară, când de fapt avea problema vinovăției.
Și când s-a rezolvat problema vinovăției, simplu, n-am mai avut nevoie de nimic și au trecut ani de zile fără nicio medicație, e perfect normal. Vă dați seama că sunt probleme spirituale care se revarsă în psihiatrie sau psihic. Și noi nu tratăm psihicul, noi trebuie să tratăm spiritualul. Sigur, nu disprețuiesc psihologi, cei care merg pe psihologia descriptivă, nu pe cea speculativă. Pentru că dacă urmăriți cele 8 paranormaluri și Biblia, veți vedea ce însemnează psihologia speculativă. Cât de nenorocită este, plină de spiritism. Dar despre asta veți studia. Există manifestări psihiatrice care n-au de-a face cu deranjamente neurologice și există altele care au, dar întotdeauna este și cel rău amestecat, pentru că cel rău vrea să fure sufletele din mâna lui Dumnezeu. Și atunci avem nevoie de Hristos întâi și de psihiatru, psiholog sau medic. Vă spun încă ceva, la ora actuală psihologia a luat locul religiei. Ai o problemă, merg la psiholog. Și vorbeam și cu tinerii, psihologia are o metodologie să analizeze trecutul și să umble prin lucrurile uitate. Poate nu e rău dacă te duce la împăcare, la cereri de iertare. În schimb, ori de câte ori un om, am un prieten, un copil chinuit, care ca să iasă din groapă s-a dus la psiholog și a spus și ceea ce nu știa, i-a amplificat chinul și amintirile negre din trecut și în loc să-l ajute, l-a înfundat și mai mult. Eu cred că e util să cunoști trecutul dacă ai o soluție pentru ele. Doar ca să pui și mai multe gunoaie și cadavre în față, fără soluție, îl îmbolnăvești și mai mult. Dumnezeu să conducă. Sunt psihologi creștini valoroși, nu mă îndoiesc. Cunosc caz în care a fost ajutat de un psiholog creștin și care a fost condus spre relația cu Dumnezeu și iertare. Dar cunosc, cum spuneam și la tineri astăzi, sfatul unui psiholog foarte valoros, mentor de studenți, care la o doamnă venită să se plângă de criza vieții familiale, cum soțul ei o neglijează, după ce a plătit bani și a ascultat-o, nu, ședința, a spus, am găsit soluția. Găsiți-vă un amant. Vă dați seama, soluții străine de Hristos. Cam asta pot să vă spun. Dacă mă întrebați care sunt motivele pentru care cel rău ne poate ataca și deveni vulnerabil, în primul rând, păcatul, vinovăția, păcatul, dar despre asta mai sunt încă 3 lucruri, dar poate nu e interesant. Întrebarea dumneavoastră. Vine microfonul acum. Când participam pe un grup de rugăciune în mediul online, și a apărut o discuție și în care cel care coordona grupul se chema Viorel Dan și am înțeles că era pastor prin Spania, cred. Și în cadrul grupului se lansa niște întrebări, printre care au apărut despre moartea Domnului Hristos. Și eu am spus, Domnul Hristos a murit de moartea a doua. Dumnealui a rămas surprins și am discutat în particular, i-am explicat părerea, convingerile mele și am spus, domnule, zic, odată ce el a murit în locul meu. Dar ce susținea interlocutorul? Zicea că nu, moartea întâi. Care e moartea întâi, nu știu. Aici este problema. Și la un moment, adică moartea care se moare, nu se poate, zice Roman 6:23, plata păcatului. Când se dă plata? Zic, când e iazul de foc, cu așa. Despre moartea a doua, Biblia spune doar în vreo 3 locuri. Spune, cred că în Apocalips 2, 20, cred că cu 14 și 21 cu 8. Și prea puține detalii. Și sâmbăta trecută eram la instructor, trebuia să țin la instructor. Și când am început, zic, de ce moartea a murit Domnul Hristos? De ce? Și am încercat să-i explic. Zic, Domnul Hristos a murit de moartea a doua. Rumoare, toată lumea se uita, toată lumea așa. Până la urmă, unii au prins ideea.
Deci Domnul Hristos a murit de moartea Domnului. Am venit la grupa școlii de sabat, aceeași chestie. Fratele Zgune a spus, nu se poate, nu se poate. Deci, și în condițiile astea aș vrea să văd părerea dumneavoastră. Eu zic totuși că el a murit în locul meu, a murit pentru moartea Domnului. Bun. Nu știu, dumneavoastră ce ziceți? A zis o soră, dar alții ce ziceți? Avem păreri? Sau avem doctrină? Acum ați făcut o greșeală, frate drag. Ați dat nume. Nu trebuia să dați nume. În respect pe fratele Zgune, a fost un om al lui Dumnezeu și este. Acum, poate că vorbeați de două lucruri diferite, că uneori se întâmplă că eu zic ceva și eu de fapt înțeleg altceva și răspund altceva și fiecare are dreptate, dar nu se potrivesc că nu comunică împreună. Aș vrea să vă pun întrebarea. Ce este moartea întâi și ce este moartea a doua? Aș vrea să clarificăm aceste lucruri din capul locului. Bun, ca natură e somn, dar ce este ca... Deci moartea întâi e plata păcatului? Stop. Eu sunt un suicidal. M-am suit la etaj și am văzut cât de sus este... Imediat. Deci m-am suit sus pe... etaj, am deschis la mansardă și eu mă arunc. Dacă stai cu cronometru, un corp de acolo până sus parcurge în, exagerez, 12 secunde. Și imaginați-vă că, da, a te sinucide este crimă, mă ucit. Iar e păcat. Păcat împotriva creațiunii. Dar pe drum sunt la jumătate, ah, Doamne, îmi pare rău! Și mă pocăiesc. Sunt pocăințe instantanee ca tâlharul pe cruce. Mă iartă Dumnezeu? Mă iartă? Nu mai mor, că nu mai e păcat. Că dacă păcatul meu a fost iertat, a fost dat la o parte, corect? A? Mă, v-am încurcat. Mai mor sau nu mai mor? Că piu, sunt în picaj. Numai puțin, mor pentru păcat sau consecință că m-am aruncat, că am încălcat gravitatea. Există două morți, consecința păcatului și plata păcatului. Acum pun a doua întrebare. Noi de ce murim? Uite, eu m-am pocăit, sunt sfânt, m-am păcat cu toți, fac fapte bune, mi-a dat averea mea, mai mor, că sunt sfânt, mai mor? De ce? Nu, de ce? Pentru că eu sunt născut în păcat. În mine există valiza de distrugere, adică butonul. Și eu sunt autoprogramat prin păcatul cu care m-am născut la sfârșit, să mă topesc. Înțelegeți? Deci în mine eu m-am născut păcătos. În mine e păcatul. Eu am făcut păcate, chiar dacă le-a iertat Dumnezeu, dar toate acestea m-au destinat spre consecința păcatului. Întrebare, Mântuitorul nostru s-a născut cu păcatul în el? Ha? A păcătuit? Și atunci, moartea lui trebuia să fie o moarte ca o consecință? Nu cum încurcați, mă refer la el. La el. El a avut păcate? Concret, nu, stați. Stai, că ajungem acolo. Ai răbdare. Nu, am de gând să comunicăm frumos. Și vă mulțumesc. Deci fiți atenți. El nu a avut păcat. Nu s-a născut cu virusul în el. Atenție, dacă cineva spune că Iisus a luat
identic trupul nostru, cu păcatul în el, atunci Iisus ar avea nevoie și el de un mântuitor, un miel fără cusur, un alt Iisus. Dar el n-a avut păcat, în el n-a fost păcat. Nici n-a păcătuit și nici n-a avut păcatul. Dar a putut fi ispitit atunci? Sigur, am răspuns, dar nu e subiectul acum, poate discutăm. Deci Iisus, din punct de vedere al consecinței, nu putea muri de moartea întâi, corect? Ați înțeles? Putea muri de moartea întâi? Nu, că nu avea valiza de distrugere în el. El n-a păcătuit. Cum Adam ar fi trăit veșnic, depinzând de Dumnezeu și Hristos depindea de Dumnezeu, fără să fie nevoie să moară, pentru că în el nu era înclinația spre rău. Și dacă Iisus moare și nu de consecința păcatului, de ce moare? Și aici vine Roman 6, 23, care spune că plata păcatului este moartea. S-ar putea ca noi să confundăm moartea obștească, de care Iisus nu trebuia să aibă parte, cu moartea pentru păcat, plata păcatului. Vreți să deschideți dumneavoastră la Coloseni 1? Vă rog. Da, nu știu dacă aveți Biblia la dumneavoastră. Evelin are Biblia și îmi pare bine, e un băiat din București, am înțeles. Este chiar aici în primul rând. Vrei să citești, Evelin, tare, tare. Coloseni 1 cu 18. Tare! Scoală-te ca să te audă lumea. Mersi. El este capul trupului al bisericii. Rar, nu, 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 popește, mai rar, hai. El este capul trupului al bisericii. El este început, întâiul născut dintre cei morți. Hopa! Întâiul născut dintre cei morți. Ia loc. Păi dar înaintea lui n-a înviat Moise. Înaintea lui n-a înviat fiul văduvei din Sarepta. Nu, o luăm de la Ilie, Elisei. N-a înviat mortul al cărui cadavru a fost aruncat peste oasele lui Elisei și a înviat. N-a înviat Lazar, n-a înviat fiul văduvei din Nain. N-a înviat Tabita. Înaintea lui. Bine, Tabita mai târziu în fapte. Dar întrebarea mea e, cum e întâiul născut dintre cei morți? Știți cum? Mântuitorul luând nu păcatul lui, că el n-avea păcat, el nu trebuia să moară de consecința păcatului, dar luând păcatul meu, ticălosul de mine și al nostru, al tuturor, toți suntem răi, asupra lui, el plătește cu moartea veșnică păcatul meu. Voi știți că Mântuitorul nostru era cât paci să moară înainte de cruce? Era în Ghețeman și s-a topit. Sângele ieșea, se cheamă hematidrosa. Când se sparg capilarele de sânge și ies prin porii sudoripali. Și fața lui s-a umplut de sânge. Oh, dar de ce credeți că plângea, că suferea atât de mult? Tată, dacă îți ia de la mine, dar nu cum vreau eu și cum vrei tu. De ce credeți? Se temea de moarte? Dar acolo murea, nu de cuie. Povara păcatelor și despărțirea de Tatăl. El cu Tatăl era una. Și ca să nu moară în grădină, a venit un înger și a spus, Iisuse, nu, nu acum, mai încă puțin, mai rabde până la cruce. Acolo mor, nu aici, ca să te vadă toți. Dacă nu venea îngerul, Iisus ar fi murit de povara despărțirii de Tatăl. Asta este moartea a doua. Iar el învin din moartea a doua, atenție, primul, nu din moartea consecința păcatului. V-ați înțeles? El e întâiul născut dintre cei morți, moartea veșnică, iar noi suntem în urma lui, pentru că noi nu mai murim de moartea veșnică, a plătit el. Dar noi figurăm, noi suntem în aceeași serie a celor înviați din morți. El e întâiul născut, înviat din moarte, din moartea a doua. Probabil că poticnirea sau nodul se află în întrebarea pe care mi-a pus-o cineva chiar sabatul trecut.
Și a spus, cum mai, frate? Păi, el era Dumnezeu. Cum putea Dumnezeu să moară? Nu se poate, nu-i moartea a doua. Că din moartea a doua se moare și nu se... Iar era Dumnezeu. Cum putea el... Dragii mei, aici intrăm într-un domeniu pe care mintea noastră nu îl poate aborda și nu poate pătrunde. Cum întruparea este o... De neînțeles, cum partenogeneza, adică naștere din fecioară, Duhul Sfânt, noi nu înțelegem. Tot așa nu înțelegem cum a fost, dar el a fost om Dumnezeu, n-a fost Dumnezeu separat și om separat în el, adică două persoane în el, nu. Era una, o să înțelegem, poate în veșnicii, dar Hristos s-a despărțit de Tatăl în mod real. Și asta a fost marea dramă, durerea lui. Iar cei care, apropo, de ce are loc a doua înviere? Ce rost are a doua înviere? Ai murit, gata, lasă-l acolo în pământ, în țărână. Ce-l mai scoți? De ce-l scoți? Ce rost are a doua înviere? Hai, ajută-l. Cum? Păi am murit, lasă-l să crape, cu să mănânc. Da, judecata, dar de ce? Bine, acum se punea, vorbea de învierea a doua a celor care nu sunt mântuiți. Asta era întrebarea. Întrebarea este, care e rostul învierii? Vă rog, deschideți cine are Biblia, Roman 3:4. Roman 3:4, din Biblie, vă rog, nu de pe perete, din Biblie. Și nu apărați, să nu fie peretele, până nu citim, apare după aia. Știți cât de mult de înseamnă să ai Biblia, să știi unde e locul lui. Așa, mulțumesc, cine a găsit cu Biblia, citește. Ai? Citește, tare. Hai. Tu, hai, tare. Tare. Aoleu, cum adică în cuvintele tale, cine să fie găsit când va fi judecat? Cine-i judecat la judecata de învierea celor ticăloși, la judecata de apoi? Cine va fi judecat oamenii? Repede! Păcătoșii! Nu! Stai, n-am înțeles, mai pune textul odată că nu pricep. Și atunci, de ce sunt judecați acum și în viața acum? Dragii mei, Dumnezeu va fi judecat. Și asta este o altă revelație extraordinară. Biblia o are aici. Dumnezeu zice, stop. S-a făcut un război în cer. S-a spus că eu sunt rău. Bun. Să învie morții, ăia răi, să mă ajute cei dacă am făcut tot ce am putut sau nu. Și atunci se va vedea filmul, fiecare își va vedea filmul vieții cu toate momentele când Dumnezeu a intervenit și eu am spus, dă-te încolo. Și momentul acela, atunci va fi plânsul și scârșinirea dinților. Oamenii cred că atunci când flăcările ne vor linge spatele, atunci nu e adevărat. Sorait spune că va fi focul din urmă în tragedia veacurilor, un foc atât de puternic, ca atomic, care topește stânca. Păi dar cât credeți că o să-l coacă pe om zile întregi? No, nu e vorba de foc. Dar pentru ce? Focul sau conștiința? Iisus, atenție, n-a suferit moartea a doua din cauza cuielor, a coroanei, a bicelor. El a murit din cauza păcatului în Ghețeman, a fost cât pe cii. Iar cei care vor suferi agonia lui Iisus, vor suferi conștientizând păcatele lor și câte șanse au trecut nefolosite și au dat cu piciorul în ele și aici e veșnicia și nu pot să ajungă. Acolo va fi durerea și sigur că filmul șanselor va fi mai lung sau mai scurt, însă nu va fi focul. Asta este o mentalitate catolică, că focul te perpelește. La catolici există ideea aceasta, că iadul consumă, dar și regenerează.
Adică arde mâna și asta îmi crește la loc, că asta e, bă, ce arde. Și, nu, așa este în doctrina catolică, că focul iadului consumă, dar și regenerează. Este, e diabolică mentalitatea asta. Ce ne ținem din toată treaba asta? Că fiecare va suferi recunoscând că a greșit și că Dumnezeu e drept. Și din gura tuturor se va auzi cuvântul: drepte și adevărate scăile tale. Și atunci Dumnezeu va ieși neprihănit în fața universului întreg. Va fi suprema îndreptățire și răzbunarea lui Dumnezeu. Amin? Bun. Asta în legătură cu moartea întâi, moartea a doua. Altă întrebare, era cineva de acolo, frate Teofil. Un moment, că vine... Mai avem una, două întrebări. Cu permisiunea dumneavoastră, am să vă aduc la cunoștință din Cartea Genezei, din capitolul 1. De ce a fost nevoie ca Dumnezeu să aducă la existență doi pomi? Foarte bună întrebare, mulțumesc! De când am început să citesc Biblia, m-am întrebat mereu, de ce a fost nevoie de doi pomi? Celălalt era bine primit, dar mulțumesc. Al doilea... Mulțumesc! Nu înțelegem pomul cunoștinței binului și răului decât în atenție, și aici iar ne întoarcem la doctrina fundamentală pe care se construiește toată doctrina adventistă, marea luptă între Hristos și Satana. Pământul a fost creat după ce a izbucnit furtuna în cer. Corect? Păcatul a venit de la Lucifer, care a fost aruncat pe pământ. Nu discutăm ce a aruncat pe pământ, că aici e altceva. Dar omul a fost creat ca arbitru, cum Iov la un moment dat a fost arbitru și a dat dreptatea lui Dumnezeu și a stat lângă Dumnezeu. Adam și Eva trebuiau să fie arbitri și să recunoască drept autoritate și stăpân pe Dumnezeu sau pe diavol. Iar pomul acela era urna de vot. Urna de vot. Urna de vot. Diavolul a pretins că Dumnezeu e nedrept când nu vrea ca tot să fie ca Dumnezeu. Și i-a câștigat pe Adam și Eva și au votat cu diavolul, 2-1. Și după legea votului a câștigat diavolul și pământul de acum este tiranizat, demonizat. După ce se va reface pământul, un cer nou și un pământ nou, va mai fi vreun pom al cunoștinței binelui și răului? Frate Teofil. Nu va mai fi, pentru că istoria păcatului, la care cei mântuiți vor fi misionarii universului și vor spune, bă, eu am păcătuit, tu știi cum a fost îngrozitor. Și când eu ca martor spun, tic păcătoșenia păcatului, nimeni nu mai vrea. Mie mi-a tăiat tramvaiul mâna, dau un exemplu. Și când spun altora ce este să n-ai mână și cum a fost să-mi taie mâna, toți fug de linia de tramvai, înțelegeți? Istoria Pământului devine vaccin, imunizarea Universului. Și nu va mai sta pom. Dacă citiți cartea Apocalipsa, ultimul capitol, 22, acolo va fi doar un pom, un singur pom, pomul vieții. Pomul cunoștinței binului și răului nu aducea nicio cunoștință. Înțelegeți? Era doar în ceruri să înțeleagă binele și răul. Din păcate, au votat pentru rău. Gnosticii, un curent paracreștin, anticreștin, în primele trei secole, gnosticii spuneau că pomul acesta aducea deschidea mintea. Și există niște secte, erau secte gnostice, care s-au reactualizat acum, în secolul 21, naaseeni sau ofiți, în care ei spun ofis în limba greacă e șarpe și nahas este șarpe în ebraică. Ăștia se închină la șarpe că el a dus gnoza, cunoștința. Dar știți cum este cu cunoștința binelui și răului? Hai să dau un exemplu. Eu sunt sănătos.
nu mă doare nimic și habar n-am ce-i sănătatea. Mă doare piciorul și nu mai scap și îmi dau seama, ei, ce bună era sănătatea. Înțeleg sănătatea doar când am un reper, un termen de comparație opus. Și atunci înțeleg și binele altfel decât dacă am un bine doar fără reper. E un bine natural, zic că e normal, nu, este un dar sănătatea. Ați înțeles cum e cu binele și răul? Că noi nu cunoaștem nimic în plus decât înțelegem mai bine ce am pierdut. Sora. Două. Vreau să vă întreb, Deuteronom 22:5 mai este valabil și pentru noi? Se referă la pantaloni. Da. Aș vrea să vă spun că aseară am avut o discuție cu două fete dintr-un liceu adventist, unde legea era că fetele poartă de regulă, în afară de momentele când merg pe munte sau la o muncă, poartă fuste. Și m-am întrebat ce rost are. Și am spus că sunt două răspunsuri și am să vă dau amândouă. Care a fost motivul pentru care Dumnezeu a cerut în Deuteronom să nu ai haină țesută cu două fire? Și nu asta aveți? Și eu avea. Nu, două fire, caută... Două feluri de țesături. Care era rostul ăsta? Vă rog, când dă Dumnezeu o poruncă, dă cu un rost, nu așa. Are un rost. De ce spune să nu fie cu două fire? Să fie o singură material. Aveți idee? Să nu împreunvite, să nu semeni ogorul două feluri, să nu porți o haină țesută din două feluri de fire. Zi-mi și mie ce rost are. Nu, frate, scrie. Băi, scrie, dar vreau să înțeleg. Întrebarea a doua. De ce atunci când e vorba de nașterea, o femeie naște mai întâi o fată sau un băiat și până o fată și spune că băiatul 40 de zile, cod? Sigur e așa, că în mintea mea e puțin. 33 băiatul, 66 fata. Și întrebarea mea este, care-i rostul? De ce nu este același fenomen fiziologic și nu este o încheiere a rănilor și cicatrizare și intrarea natural? De ce 33? De ce 66? Vă rog? Pentru că e un rost. La fel și cu pantalonul, o să vedeți. Dumnezeu nu are nimic cu pantalonul sau cu fusta. El are cu ideea din spate. Și acum trebuie să răspund mai amplu. Tot ce spune Dumnezeu în Vechiul Testament, în Tora, în lege, în Levitic și în Deuteronom, puțin și în Exod, totul are de-a face cu planul de mântuire. Evreii săraci nu aveau cunoștință despre Iisus. Aveau ceva vag, Mesia. Dar ca să înțeleagă ei, Dumnezeu a creat un sistem figurativ al păcatului, al mântuirii, al iertării și al sfințirii. Și toate au de-a face cu istoria mântuirii. Pavel explică în 1 Corinteni 11 că nu bărbatul a păcătuit, ci femeia. Și atunci Vasica este în... Bine, soția mea e mai bună ca mine, să nu credeți că sunt anti. Dar zice așa, femeia a păcătuit mai întâi, iar bărbatul a fost atras în păcat de ea. Și ea 66, el 33. Înțeleg de ce e 33 și 66. Pentru care de-a face cu istoria căderii în păcat. Ce-i cu mielul? Ce-i cu preotul? Ce-i cu lămpile? Ce-i cu pâinile? Toate sunt simboluri. Atenție! De ce dacă eu am o scurgere de sânge, că mi-a curs nasul, să zicem noi, n-am voie să merg la templu, stai puțin. Tot ce era spiritualitate și sfințire
avea echivalente materiale. Și echivalentele materiale trebuiau să exprime neprihănirea, mielul fără cusur. Cum? Deci, tot ce este în Vechiul Testament sunt elemente figurative ale planului de mântuire, iar mixarea firelor la oaltă vorbește ceva despre spiritualitatea duplicitară. Tu trebuie să fii unitar, integru, nu disimulat. Aș putea vorbi de exemplu, sfințirea noastră. Dacă te duci în piață, trebuie să speli hainele. Nu pentru că hainele erau chiar nenorocite, ci pentru că tu trebuia să ilustrezi spiritualitatea prin elemente materiale. Și acum ne întoarcem la fustă și la pantalon. Știți care era portul iudeilor din timpul acela? Femeile purtau pantalon și bărbații fustă. Da. De aceea îi spune preotului, tu să spui izmene când te surci, te sui pe treptele altar, să nu se vadă rușinea. Păi aveau mantale și nimic de desubt. Și ca să nu se vadă, puneau izmene. Iar femeile aveau șalvari. Dumnezeu nu are nimic cu pantalonul sau cu fusta. Vrea doar să dea un ton spiritual vis-a-vis de creațiunea lui, bărbat, femeie. Și acest amestec LGBT trebuie să fie exclus tocmai prin afirmarea feminității și afirmarea masculinității. Laura X, sau mă rog, la un moment dat, bărbatul ia înfățișare feminină, femeia înfățișare bărbătească, ori asta creează confuzie. Tatăl se uită la băiatul se uită la tata, la mama, și ăsta are și ăsta, toți sunt la fel. Ce e? Mâine o să mă însor și eu cu un bărbat. Înțelegeți? Acum, răspunsul 2. Răspunsul 1 se referă la ocrotirea familiei și a planului creațiunii, pe când diavolul vrea să creeze confuzie. Și ca să nu fie confuzie, zice, distingeți-vă. Al doilea rând, mi-a explicat cineva că există două tipuri de pantaloni. Pantalon bărbătești și pantalon femeiești. Asemănarea nu e foarte mare, deosebirea nu e foarte mare, dar totuși e o anumită deosebire. Nu aș vrea să judec pe cineva, pentru că sunt grade diferite de a înțelege lucrurile. Toți avem scare, etape în progresia și în înțelegerea noastră. Iar dacă eu impun toată lumea pe jos pantalonii, creez o aliniere fără înțelegere și fără convingere. Lucrul acesta nu creează decât legaliști nenorociți. Și dacă noi toți purtăm fuste, suntem sfinte. Nu mă refer la dumneavoastră, nu mă refer la... Dar acesta e simțământul celui care... Eu sunt, de exemplu, vegetarian din 72, 1972. Dar eu nu sunt mai sfânt decât cei care consumă un pui. Dar eu, dacă sunt vegetarian, nu sunt mai bun. E tendința asta a eului nostru. Acum, dacă este frig, iarna, merg pe câmp, lucrez, sau lucrez pe șantier, sunt femeie, merg pe munte, fac ceva... Nu poți să spui, n-ai voie să porți, e frig, are romatism. Gândiți conjunctural, situațional. Ideea nu e fusta sau nefusta, ideea este distinția dintre bărbat și femeie să fie clară, să nu fie confuzie. Aceasta este sensul biblic al Deuteronomului 22:5. Mai avem câteva minute. Mai stăm? Nu se știe, peste 2 ani, că cu 2 ani am mai fost. N-am fost anul trecut. Atunci peste 3 ani. Da, așa, numai puțin. Sora are un of pe suflet și vrea să spună și voi fratele și gata. Sora, bravo băiatule. Unul vreau să întreb legat de întrebarea, când a fost întrebarea fratelui. Ați spus că contează foarte mult natura Domnului Hristos și astfel ne vom da seama de ce moartea a murit El. Aș vrea să vă întreb dacă El n-a avut aceeași natură. Asta am vrut să spun atunci. Există un citat de al Ellen White unde spune că El Eu le știu mai multe.
Da, mai știu, multe, dar știu. Ca idee. Unul le-am este, culese toate. Da, că el a luat natura căzută a omului după 4.000 de ani de păcat. Asta vreau să vă întreb. Vă mulțumesc. Dacă are aceeași natură, are altă natură. Sau nu. E da, perfect. Nu un pic, pentru că dacă nu are aceeași natură, eu voi putea să puteam zic să continui că... eu și vreau ca să... Dați-mi voi să continui și pe spune dacă da, am zis bine. Nu, un pic, după aia continuați. Bine. Mă uite ca... Deci, dacă nu, eu o să pot să spun că eu nu am aceleași... Iisus nu poate fi modelul meu pentru că a avut altă natură. Da? Dacă eu nu am aceleași șanse pe care le-a avut el ca să biruiască păcatul. Și mai aveam o întrebare pe care am mai pus-o cuiva din biserică, tot așa mai mare, și mi-a spus că nu este în măsură să răspundă și mă gândeam că poate dumneavoastră sunteți în măsură. Am întrebat legat de faptul că în lecțiunea, în primul trimestru, în lecțiunea 3, unde se vorbea despre Domnul Iisus, s-a pus problema că atât Domnul Iisus, cât și Tatăl și cât și Duhul Sfânt și-au asumat un rol, de fapt. Și că Tatăl a luat rol de Tată, Fiul a luat rol de Fiul, Duhul Sfânt are rol de Duh Sfânt și aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți despre asta. Asta scrie în lecțiune. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Da. N-am răspuns mai bun decât cel care e în lecțiune, pentru că lecțiunea a fost făcută de oameni mai deștepți și mai documentați ca mine. Nu, nu, fără nume, n-are rost, fără nume, nomina odiosa, e un vechi cuvânt latinesc. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Când intrăm în zonele obscure, înnebunim. Și intrăm în erezii, garantat. Câte minute mai vreți să stați? Mai să mă sfert de oră? E mult? E mult? Și mai e și matale. Deci, atenție! Dragii mei, vă rog să ne reculegem. Am fost mușcat de această dilemă. Iisus a avut natura lui Adam după căderea în păcat, natura mea, atunci poate fi model. N-a avut natura mea, atunci nu poate fi model. Și aceasta este un enunț fals, viciat. Și am să vă spun unde e viciul. Mântuitorul a luat natura lui Adam, spune Hristos, lumina lumii, natura lui Adam căzută, deteriorată, deformată sau afectată mental, emoțional, deci, nu, intelectual, fizic și moral. Fiți atenți ce spune G. White. Deci, vă spun textul. Ce înseamnă asta? Că el a avut păcat, a avut în el, știți ce este? Înclinația spre rău, acel propensity în limba engleză, a avut propensity, a avut înclinația, tendința spre rău, pentru că în mine e păcatul. Vă spun că în mine eu sunt rău și am atâtea impulsii, Dumnezeu să fie lăudat că le conștientizez și îmi pare rău și a avut în el acea sete și plăcere de păcat? Asta e problema. Cum? Atunci n-a avut natura asta căzută a mea. Cum se explică însă faptul că era moral deteriorat, fizic, intelectual și moral? Am să vă spun. Un om desăvârșit moral vede răul din prima. Eu care am miopie deteriorat, văd târziu, sunt deteriorat în capacitățile de discernământ. Înțelegeți? Asta nu semnează că eu și păcătuiesc, decât că, spunea cineva, un vapor ieșit din șantierul naval, perfect vopsit, nu? Tabla groasă, impecabilă. Același vapor care se întoarce după 6 ani din ocean. Și știți cum este tabla? Am vorbit cu marinari. Este subțiată, dar nu e găurită, nu intră apa. Așa a fost Iisus, a luat natura mea, deteriorată și moral, fără ca să intre apa înăuntru. În sensul acesta,
a preluat. Dar întrebarea este atunci cum a putut fi ispitit dacă n-a avut păcatul în el. Credeți că Iisus a fost ispitit cu alcool, cu pornografia, cu țigara, cu drogurile? Pe asta sunt ispitele mele, că a fost ispitit toate ca noi. Dar de unde? În asta n-a fost ispitit, că nu era țigară. Și atunci cum poate să spună că el a fost în toate ca noi? Stai! Nu în detalii, în elementele, în momelile undiței. El a avut o altă momeală îngrozitoare. Știți care? Lăsați-mă să zic. Imaginați-vă, nu știu dacă v-am mai dat ilustrația asta, dumneavoastră iubind atât de mult soarta nenorocită a carcalacilor, niște gândași mizerabili, să spuneți, tată, vreau să devin carcalac, ca să salvez carcalacii. Dar unde umblă carcalacii? Prin gunoaie, prin mizerii, prin scurgeri, canale. Iar Mântuitorul care a venit în lumea carcalacilor, că nu este mai ea, fără valoare, tot timpul a fost chinuit în această mizerabilă condiție. Și diavolul îi spunea tot timpul, hai, scapă de ei, tu ești de carcalac, tot în lumea ta de om. Iar ispita lui era să-și manifeste divinitatea, să iasă din mizeria asta. Și atunci ar fi scăpat planul de mântuire din mâini. Omul n-ar mai fi fost. Iar ispita aceasta este incomensurabil mai mare decât o prăjitură pentru mine. Vă dați seama că el a fost ispitit mult mai cumplit, că el avea dumnezeirea în el. După 40 de zile de foame, de post, la urmă a flămânzit. Și aici e o istorie lungă. La urmă, de obicei, la început flămânzești. De ce la urmă a flămânzit? Ei, atunci Dumnezeu și-a retras harul, protecția și toată foamea aceea cumplită, vedea cruciș. Și diavolul îi spune, cred că i-a dat și niște arome de pâine coaptă. Hai, uite, turtițele astea, pietrele astea, fă-le pâine. Oare pâine au fost ispita, vă rog? Sau folosirea puterii sale? Să devină Dumnezeu. Să iasă din lumea carcalacilor. Ispitele lui au fost incomensurabil mai mari și prin faptul că el a rezistat și nu s-a dat jos de pe cruce, prin faptul că a rezistat să nu folosească puterea divină când l-a pălmuit nenorocitul ăla de aprod, prin asta a fost biruitor când a fost ispitit în toate. Iar eu, ispitele mele sunt, hai să fim serioși, țigara, băutura, niște sirene. Deci ați înțeles, Iisus a fost ispitit în natura fără păcat. Iar eu am pasajele din A.G. White selectate. Sunt două categorii. El a luat natura noastră exact ca noastră, el n-a luat natura exact ca noastră. Și cine spune că a luat exactă ca noastră, greșește. Nu discutați subiectul sumeriu. Pentru că mintea noastră nu poate pricepe. Și când încercăm să aliniem după mintea noastră lucrurile care nu le putem înțelege, noi creăm o nouă erezie, o nouă religie. Acest lucru este valabil atât în privința naturii Domnului Hristos, cât și a morții pe cruce, cât și a întrupării. Sunt lucruri care pur și simplu nu au echivalent în experiența noastră și de-aia nu le înțelegem. Ba da, numai că trebuie să spui și ce anume din ea, că n-au luat și păcatul cu care noi ne-am născut virusați. El n-a avut virusul ăsta. Discutăm personal, dacă e nevoie. Fratele. Ah, rolurile. Da. Dragii mei, planul de mântuire este un plan la care a contribuit tot Universul și întreaga dumnezeire. Iar rolurile sunt foarte clare. Duhul Sfânt are rolul de a mijloci la inima noastră. Hristos a avut rolul, mă rog, dacă vreți, zis. Păi,
Auziți, iarăși intrăm într-un domeniu în care mintea noastră nu poate investiga. Și cel mai bine ar fi să spunem, Doamne, nu știu. Și dacă spune lecțiunea, cel care a scris lecțiunea, o fi avut el vreun motiv, eu nu-l cunosc. Un lucru știu, că în zonele acestea intrăm speculând și speculațiile ne pot duce aiurea. Auziți, nu știu, poate trebuia să scrie și n-am înțeles noi doi. Dar nu știm. Deci, pur și simplu, nu ne face mai deștepți decât ceilalți. Că acolo sunt teologi, eu nu sunt teolog, eu sunt predicator. Fratele, zăi. Da, 5 minute și mergem acasă. Stați, lăsați că ei vă dau. Bine, întrebarea nu e de 5 minute. Întrebarea mea s-a născut din mai multe observații făcute de anumiți frați din biserică referitor la ceea ce se predică de la amvon. Se face foarte mult uz de adevărul prezent. De? Adevărul prezent. Aha. Și întrebarea am pus-o la mai mulți, am răspunsurile pe WhatsApp, pe telefon, nu se contrazic, din contră se completează și nu știu dacă întrebarea asta se poate în 5 minute. Chiar v-aș ruga și un răspuns, poate pe WhatsApp să-mi scrie ceva, pentru că mă interesează treaba asta. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc! Eu am un material pregătit pentru corpul pastoral când eram responsabil de ei și se cheamă Adevărul Prezent. Și am scos din spiritul profetic tot ce spune Ellen G. White despre Adevărul Prezent. Și atenție, Adevărul Prezent, atenție, e foarte interesant, variază enorm. În 1844 a fost un adevăr prezent. În 1854 a fost alt adevăr prezent. În 1865 alt adevăr despre alimentație, despre tutun. În 1888, când era cu legea duminicală, a fost alt adevăr prezent. Tot atunci a fost un alt adevăr, neprihănirea prin credință. Și adevărul prezent a însoțit istoria bisericii prin frământările ei, în care un lucru se potriva cel mai bine cu boala care era atunci. Ăla era medicamentul prezent, m-ați înțeles? Deci adevărul prezent nu este unul și același în toată istoria Bisericii Adventiste sau istoria creștinismului. Adevărul prezent a luat diferite forme, răspunzând la durerea momentului și soluția pe care o dădea. Dar la fel rămâne și cel cu reforma sanitară. Toate adevărurile prezente au rămas, pentru că sunt adevăruri, numai că unul strălucește mai mult decât altul în funcție de moment. Și când, deci toate sunt adevăruri, numai că când era o boală, a ieșit paracetamolul din toată farmacia lui Dumnezeu. A fost altă boală, a băgat, hai, ajutor, penicilina. A fost altă, înțelegeți? Deci adevărul prezent este răspunsul lui Dumnezeu care scoate la lumină un adevăr vindecător pentru... În toate vremurile a fost așa. Pentru momentul respectiv. Pentru vremurile sfârșitului. Care este adevărul prezent? Am să vă spun printr-un citat din Sora White. Când a fost întrebată de unul dintre, nu știu, Haskell sau... unul dintre pionierii generației a doua. Care este adevărul, care este esența întreitei solii îngerești? Știți ce a spus? Este neprihănirea prin credință. Și asta e esența celor trei solii îngerești, neprihănirea prin credință. Ori vreau să vă spun ceva, ca unul care am trecut 4 de ani ca slujitor, cu bune și cu greșelile mele. 44 de ani am fost pastor și încă sunt. Vreau să vă spun că marea problemă a bisericii pe care o iubesc, pentru care slujesc și mor, este lipsa neprihănirii prin credință. Iar ceea ce este opusul se cheamă legalism. Noi toți avem mai mult sau mai puțin legalism în noi. Și nu suntem de vină, că nu noi am inventat legalismul, dar mintea noastră e formată pe troc. Fac aia, primesc aia.
Legalismul spune, dacă ții sabatul, ești mântuit. Eu așa am crezut, eu așa am venit în biserică. Legalist. Ca să înțeleg că nu ca să fiu mântuit țin sabatul, ci pentru că sunt mântuit țin sabatul. E diferență între casă și pentru că. Dar noi avem atât de multe legalisme și nu e nevoie să dau alte cazuri, dar cred că ar trebui să... Am un prieten, drăguțul de el, s-a întors din lumea păcatului, a fost cu droguri, a fost cu o grămadă și e ca un copil, are 25 de ani. Zice, e păcat asta? Da, e păcat asta. Drăguțul n-a înțeles că păcatul nu e ceva, e o atitudine față de Dumnezeu. Este felul în care te raportezi la un lucru vis-a-vis de relația ta cu Dumnezeu. Deci noi cred încă că suntem în lumea păcatelor concrete și nu a păcatului. Păcatul în esență, nu păcate. Păcate sau păcat. Eu cred că trebuie să ieșim să avem o experiență reală cu Dumnezeu. Întrebarea este, de unde știu că am o relație vie cu Dumnezeu? Cât de mult iubesc cartea asta? Cât de mult în fiecare zi o mănânc? Că am nevoie de ea. Nu că o fac bifarea, că am studiat capitolul. Dar are Dumnezeu nevoie de studiul meu. Eu am nevoie ca să fie Dumnezeu mai aproape de mine, ca să nu mai greșesc, că îl iubesc pe El. Asta e neprihănirea prin credință la care, în care tind și eu și mă chinui în acest domeniu. Deci neprihănirea prin credință este esența întreitei solingerești. Dacă cineva consideră că a venit timpul să proclamăm duminica semnul fiarei, ar trebui să recurgem la ce spune sora White, că nu e semnul fiarei acum, ci doar după ce se dă legea duminicală. Până acum nu e. Sigur, a fost pretenția papei de a fi semnul lui. Dar din momentul în care legea duminicală s-a dat, atunci devine semnul fiarei. Și atunci este chiar intrarea pe linie dreaptă, sfârșitul e foarte aproape. Și vreau să mai spun un secret. Să știți că e foarte aproape. Mi-a spus, mi-a șoptit cineva cu antene foarte înalte, că totul e pregătit, se așteaptă doar momentul. Nu vă pot spune mai multe, că poate intru pe un teren speculativ și nu vreau eu să fiu cel care promovez. Dar Dumnezeu să ne ajute să-L avem pe Hristos. Întreba cineva, cum pot să mă pregătesc ca să fiu gata când vine Hristos? Îți dai seama, este o listă lungă de 1001 de lucruri. Nu! E un singur lucru, relația cu Hristos. Când tu ești al Lui, când Îl cunoști, când sunteți prieteni, când aveți rugăciunea nu de cerere, ci rugăciunea de părtășie, de bucurie că sunt cu Hristos, că El e cu mine, păi e atâta fericire, atunci sunt gata oricând și de moarte și de a doua venire și de persecuție și de orice. Amin? Vă mulțumesc pentru răbdare, am depășit cu 3 minute sfertul academic, zic așa. Dumnezeu să ne întărească și vă rog, împrieteniți-vă cu Dumnezeu, cunoașteți cuvântul, iubiți-L. Și de aici unii cu alții, sigur că e iubirea care vine. Vă mulțumesc din suflet și rog pe fratele presbiter să vină să facă ultimul act. Vă invit să